Domnule Nichita, bună ziua, felicitări! Ce sentiment și ce gând ați avut când ați pus mâna pe prima dumneavoastră carte? Mulțumesc! De fapt, a mea nu este cea de debut, am mai avut acum un an de zile lucrare, o carte care este de fapt teza de doctorat. Acum, într-adevăr, este o carte mai adaptată pentru nevoile studenților. Practic, este suportul de curs îmbunătățit cu studii de caz și cu aplicațiile care se fac, deci care se susțin la seminarul de mijloace de promovare, materie aflată în programa noastră a Facultății de Sociologie și Comunicare. Bună, Octa, felicitări pentru apariția studiului tău de caz în cartea Mijloace de Promovare. Povestește-ne un pic despre acest studiu de caz. Bună, cartea este despre mijloacele de promovare, iar eu am ales să fac ceva mai neconvențional. Am ales New York Fashion Week ca și o metodă de promovare a brandurilor din industria modei. M-am gândit că e ceva mai neconvențional, având în vedere că brandurile se promovează în moduri tradiționale, iar acesta este un mod neconvențional. Ce planuri ai pentru viitor? Vreau să fac un master în Olanda pe publicitate neconvențională, aș vrea eu, pe art design, iar apoi să lucrez să-mi deschid propria agenție de publicitate. A fost, ce pot să zic, am avut foarte multe emoții, s-a văzut și în prezentarea mea. Este un început atât pentru mine, cât și pentru studenții care au avut și ei debutul literal prin studiile de caz realizate și sper eu să se vadă și maturitatea specializării de comunicare și relații publice din Brașov. Vă rugăm să ne lăsați și nouă un autograf. Cu mare plăcere! Vreau să vă întreb în ce domenii editează editura Universității Transilvania. Mulțumesc pentru felicitări și i-aș felicita și pe organizatori pentru acest târg internațional de carte și muzică. Editura Universității Transilvania din Brașov participă și a participat la toate cele 10 ediții de până acum, promovând carte universitară în primul rând, din toate domeniile care există în universitate, de la științe inginerești, la medicină, sport, muzică, filologie și chiar avem și un spațiu special, să spunem, dedicat interesului general, unde pot publica autori diversi, se poate publica beletristică, se publică cărți de poezie, dar și cărți pentru copii în limba germană sunt foarte solicitate. Cât de receptivi sunt studenții Facultății de Litere la debutul acestor volume? Studenții sunt foarte receptivi. Ei participă la evenimentele noastre, participă la conferințe și atunci când pot să aibă și textele editate într-un format interesant, la îndemână, cred că se bucură alături de noi de asta. Desigur, vorbim întotdeauna de un nucleu, mai mare sau mai mic, de studenți interesați, dar acest mod de a depăși puțin sălile de curs și de seminar împreună cu studenții și de a invita alături de noi și în mijlocul nostru la activitatea de a produce cărți, de a scrie, de a dezbate idei într-un spațiu public mai mult sau mai puțin academic, este o parte importantă din ceea ce facem noi la facultate și credem foarte mult în asta, adică în activitatea care trece dincolo de cadrul strict formal al educației. Cu ce o să surprindeți cititorii? Sper că o să-i surprind cu o altă fațetă a activității mele, probabil pentru unii mai cunoscută decât aceea de universitar, o fațetă care înseamnă scrierea, publicarea unor piese de teatru. E primul volum colectiv de teatru al meu, până acum de obicei mi s-au publicat volume care cuprindeau un singur text, o singură piesă, e adevărat de dimensiuni mai mari, și deci este o mică antologie a celor mai scurte piese pe care le-am scris și care sper să suscite interesul
celor cărora teatrul le place, nu doar în sala de spectacol, ci și prin lectură. Ochiul Dragonului este un talisman, un smarald extrem de valoros, prins într-un medalion medieval, care a aparținut familiei lui Vlad Țepeș Dracula și descendentului acestuia, Petru Vodă, cel care, abdicând, s-a retras la castelul Ambras din Tirol. Este cel de care se pornește acțiunea. Talismanul cu ochiul dragonului este furat de la muzeul Ambras din Tirol, din Bavaria. Personajele din zilele noastre încearcă să descopere, să găsească acest talisman și totodată să descifreze cu ajutor, după ce îl găsesc, să descifreze cu ajutorul lui manuscris pe care l-a lăsat Petru Vodă, care este un personaj, dincolo de cel istoric, este un personaj misterios, alchimist, principe umanist, o personalitate căreia poate că istoria noastră ar trebui să-i acorde mai multă atenție, poate că literatura o va face mai mult.